Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Iată ceva foarte interesant. După părerea mea, angajații Ministerului de Interne, Ministerului Apărării și ai structurilor de siguranță națională, deci cele vreo 7 servicii secrete din România, cât ori fi, că nici nu mai știm, angajații primesc bani, bani de benzină, bani de carburant, de motorină, nu știu ce, să plece în vacanță și de tren. Li se plătește transportul când se duc în concediu, în anumite limite. Și eu nu înțeleg de ce. Deci de ce se plătește unor angajați din această țară biletul de avion sau rezervorul de benzină când pleacă în concediu? N-au salariu oamenii ăștia? Întrebare, de ce nu ni se plătește și nouă? Dar ce e asta? Nu, stai puțin. E un beneficiu. Dar nu, nu, primești oricum. Bun, sunt bani publici. Că dacă e firmă privată, fiecare treaba lui. Nu e ceva nou. O fi sport de drum lung, mă gândesc asta. Nu spune până unde. Deci, sunt mai multe reglementări separate în acest sens, vor fi unificate acum într-o singură hotărâre de guvern, care a fost adoptată luna trecută și ale cărei norme de aplicare sunt acum în dezbatere publică, notează publicația fanatic.ro, ceea ce dezbatem și noi. Sunt multe categorii de bugetari care primesc bani pentru decontarea cheltuielilor de transport. Magistrații, parlamentarii, prefecții, adică le dă bani să vină la muncă și să se ducă și acasă înapoi, însă numai cadrele militare primesc bani și pentru decontarea transportului în concediu. Deci, cei din poliție, structuri, armate, nu știu ce, au bani nu doar ca să vină și să se întoarcă de la muncă, știi? Au bani să plece și în concediu. Da. Da. Dar, din câte știu, da, dar nu sunt sigur. Oamenii ăștia pot fi rechemați din concediu în orice moment. Adică, dacă se întâmplă ceva... Mm-hmm. Îi sună superiorul și îi spune vino acasă acum. Și care e legătura? Și poate în îți plătește chemarea asta, deci, în mod special. Îi plătească atunci. Mă, dacă am nevoie de tine, gata, mă, îți dau banii, uite. Ia banii înapoi, pe ce ai cheltuit, pe nu știu, te-a rechemat. Da, un sindicat bun. Da, adică nu au salariu, mă, frate, nu din salariu ne plătim cu toții cheltuielile. Care e limita? Adică de ce nu se decontează atunci tot? Să spună, îți dau salariu. Dar ăștia salariu sunt banii tăi salariu. Acum noi îți decontăm și utilitățile, ratele, ai rate la mașină? Da, îți decontăm ratele la mașină. Doar nu o să le plătești din salariu ca toți proștii. Fraier. Nu? Ce mai? Cumpărături săptămânale la supermarket te duci? Da. Păi dăm cu asta, îți decontăm cumpărăturile săptămânale. Salariul e salariu, nu te atingi de el. Salariul îl pui deoparte. Că te și pensionezi mai repede, că la 49 de ani te pensionezi. Să ai ceva... strânsul agonistă. Da. Despre ce bani vorbim? Sumele pentru transport în concediu se calculează în funcție de valoarea salariului minim, 25% din valoarea salariului minim brut. Ăsta o să crească la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023. Asta înseamnă că de anul viitor, militarii, polițiștii și angajații SRI și toate serviciile secrete vor primi 750 de lei ca să cumpere benzină, motorină sau să plătească biletul de tren când merg în concediu. În funcție de salariul minim. Vedeți, aici se indexează amenda de circulație, punctul de amendă, care ar mai descuraja mortalitatea pe șosele să fie amenzi mai serioase, ăla rămâne că... Nu mai crește. Da, păi nu e electoral să crești punctul de amendă. Uh-huh. Că nu te mai votează ea care încalcă regulile de circulație. Da, când e de dat bani pentru să pleci în concediu, păi cum? Care e problema? Da. Asta e. Aceste categorii de bugetari, să nu uităm, primești și tichete de vacanță. Deci și bani de transport și tichete de vacanță. Da, dar bani de șezlong și umbreluță, nu? Să le dăm bani de șezlong și o umbreluță și un cocktail. Sunt incluse în preț. Sau 3-4 beri pe zi. Și ce a făcut cartofi prăjiți? De ce să nu se dea? Băi, de ce să nu se dea? Să se dea, mă, frate, să se dea. Ce dai de la tine? De-aia e statul stat. Vorba Corect. Lui Leonida, știi? De-aia e statul stat, să deie. De ce nu dea? La MAI, MAPN și servicii se dau și bani de transport ca să ajungi zilnic la muncă. În funcție de distanță, dacă stai în altă localitate, până la 10 km, 7% din salariul minim. Între 11 și 20 de kilometri, 14%. Vezi, eu dacă stau în Corbean ca aș fi... Bă, dacă aș fi securist sub acoperire, mi-ar da bani? Adică cât ai primi? 420 de lei da? Să-mi plătească. Ar fi un plin de benzină, cred, nu? Cam așa ar veni. Dar securiștii sub acoperire ăștia, că mai sunt gazetari, unul dintre ei a făcut pe aici o emisiune într-o vreme de mult, cu mulți ani. Turcescu, ce te uiți la mine așa? A, nu știam, nu m-a... Păi nu el era sub acoperire? Colonel. Colonel, domnul da. Colonel. Ăștia primesc, ei primesc? Dar nu știu dacă era și atunci oare? Și eu știu de când o fi fost asta, nu mai știu. Habar n-am. Da,
ce să mai... Asta este... Înțeleg că le dau bani de uniformă. Aici sunt de acord. Pentru că dacă ți impune compania să te îmbraci într-un fel, cu o uniformă care să fie reglementată legal, ok. Dar la bănci le dă bani de haine? Că la bancă trebuie să te duci tot așa, cu costum, cravată. Da, da, îți spune, ai probabil o ținută cumva, dar nu e o uniformă, da, la bancă. Bă, la bancă trește, nu merge. Se trește bine în România, să știi, pe aici, pe acolo. Da, numai noi ne-am ales greșit meseria. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.